să cântăm. Hai să cântăm. Hai să ne listăm, să ne jucăm. Vesela rău zi, vesela rău zi, hazuiem toi, deci haideți cu noi. Țup, țup și mierlă, Moș Martin și Stejar. Rosie și prietenii ei. Cum ascunzi un stejar? Gata, Țup Țup? Pune vasele în chiuvetă. Nu e greu deloc. Le speli bine, le clătești și le pui la loc. Din nou? Da! Pune vasele în chiuvetă. Nu e greu deloc. Le speli bine. Deschid eu. Și le pui la loc. Bine! Cine e? Pune vasele în chiuvetă. Cine era? Le speli bine. Un tufiș. Un tufiș? Crezi că voia să intre? Nu! Nu cred, Țup Țup! E rândul meu! Bună! Oh, tu erai! Ce faceți? Țup Țup credea că ești un tufiș. L-ați văzut cumva pe Will? Ne jucăm de-a fața ascunselea și nu reușim să-l găsim. Will poate sta ascuns o vecie fără să fie găsit. Vă trebuie ajutorul nostru! Da! Și putem căuta și tufișul acela. Cra! Mierlă, ești sigură că știi ce faci? Cra! Sigur, stejar! Puterile mele magice sunt gata! Bună, Mierlă! Bună, stejar! L-ați văzut pe Will? Șș! Am ceva mai important de făcut decât să-l caut pe Will. Vreau să-l fac pe stejar să dispară! Cra? Drag copac, eu am să fac o vrajă să dispari. Ei? Sunt invizibil? Nu. Nici măcar puțin? Nu, regret. Mă lasă talentul. Probabil stejar nu poate să dispară. Dar de ce vrei să fii invizibil, stejar? Veți crede că sunt caragios. Ba nu! Așa-i, Țup Țup? Ești în multe feluri, stejar, dar caragios nu ești deloc. Păi, mi-aș dori să pot alerga, să mă joc alături de voi. Vreau să mă joc și eu de-a fața ascunselea. Să fiu eu cel care se ascunde. Cred că toți ar trebui să o poată face. Nici o grijă, stejar, te ajutăm noi. Serios? Lasă pe noi, stejar. Și cum vom ascunde un stejar rău zi? Asta încă nu știu, Țup Țup. Nu mă vor găsi niciodată, nici cu ajutorul lui Rosie și Țup Țup. Unde sunt toți? Așa, Țup Țup, desenează! Și ce facem aici? Un deghizaj! Genial! Dar ce este un deghizaj? Ceva ce porți ca să arăți diferit, ca nimeni să nu te recunoască. Rosie, poate tufișul acela era un fel de mască. Poate că ascundea pe cineva. Țup Țup, vrei să lași tufișul acela în pace? Gata, stejar, pune-ți masca. Iată. Ei, cum arăt? Bine. Culoarea se potrivește cu ramurile. E perfect de... deghizat. Cra? Ce s-a întâmplat cu fața ta, stejar? Dar cum m-ai recunoscut? Dar câți alți copaci vezi tu pe deal?
Cum să mă ascund când sunt blocat aici, în văzul tuturor? Stejar, dealul ăsta e grozav! Se vede până în zare! Da, Țup-Țup, dar și pe mine mă vezi din zare. Ca să fiu sincer, tare aș vrea să mă mut altundeva. Unde anume? Pe terenul de joacă. Gata, prieteni, să îl tragem pe stejar pe terenul de joacă. Cra! Eu voi ajuta cu vraja de mierlă. De pe deal, jos la vale, copacul acesta îl trag agale. Trage! Când știi să te ascunzi, problema e că ești mereu singur. Bună, mierlă! Nu se clintește! O, stejar, nu te-am ascuns. Îmi pare rău. Nu face nimic. Cred că locul meu este totuși pe acest deal și nu pe terenul de joacă, acolo unde aș putea să mă joc cu prietenii. Bietul stejar! Rosie, poți prinde cearșaful pe frânghie? Dacă l-am putea ajuta cumva... Rosie! Țup-Țup, nu ne jucăm de-a fantoma. Ajutor! Scoate-mă de aici! Țup-Țup, mi-ai dat o idee genială! Haide! Unde mergem? Rosie? Mergem să ascundem un stejar. Ăsta sigur mai trebuie spălat încă o dată. Moș Martin, trebuie să ne ajuți. Cum? Da. Ține asta. Acum, unde e mierlă? Mierlă! Cra? Aici sunt! Ia cearșaful. De ce? Pentru că ne ajut să-l ascundem pe stejar. Pe mine? Chiar mă voi ascunde? Haideți, nori! Puteți ajuta și voi! Gâdilă! Am reușit! Ce anume? Unde e stejar? Uite! Rosie, tufișul, privește, vine încoace! Nu ai terminat cu acel... tufiș? Oare cine o fi? Haideți să ne ascundem! M-am săturat. Da, aici sunt. Am câștigat. Hei? Stejar? A dispărut. Stejar, unde ești? Stejar? Aici sunt, drăguțule. Asta e cea mai bună ascunzătoare de când există ascunzători. Mulțumesc, Rosie. Mulțumesc, Țup-Țup. Mulțumesc tuturor. Să știți că stejar parcă ar fi o casă de joacă. Una mare. Așa e. Și ce faci într-o casă de joacă? Te joci! Stejar, casă de joacă. Rosie? Hă? Dacă ai fi invizibilă. Da? Păi, ar trebui să strigi mereu: aici sunt și nu sta pe mine! Nu?
Da, și nu ai putea fi fotografiat. Nu te-ar vedea nimeni. Hei, Țup-Țup, știu cum am putea fi amândoi invizibili. Adică să nu ne vadă absolut nimeni? Da, vrei să vezi? Nu știu. Haide, doar puțin. Bine, doar puțin. Poftim. Noapte bună, Țup-Țup. Foarte ingenios. Noapte bună, Rosie. Dacă ți-a plăcut acest episod din Rosie și prietenii ei, nu uita să te abonezi.